Anul 2024 ne propunem să atingem un număr de 30.000 de tineri, iar acest lucru este posibil cu acești voluntari care avem în centrele de tineret și prin diferite modalități pe care le avem în centru. Este vorba despre microbuzul care îl avem în dotarea centrului, cu el vom merge în zonele mai îndepărtate de centrele de tineret pentru a oferi servicii în cartierele din Chișinău. Avem trotinete cu care vom merge în cartiere, parcuri, pentru a informa tineri despre oportunitățile care le avem în centre, dar și mesele expoziționale cu care vom fi pe alei, bulevarde principale, unde la fel vom aștepta tinerii pentru a se informa din surse sigure. Mai mult ca atât, anul acesta lansăm pentru prima dată pe strada pietonală Eugen Doga centru mobil de informare pentru tineri, care va fi 24/24 aici, pentru ca să informăm tinerii la fel despre ce servicii și spații siguri avem în municipiul Chișinău. Cu un cuvânt de salut, îl invit pe domnul Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău. Mulțumesc mult, Petru, dragi tineri. Mă bucur foarte mult că municipiul Chișinău a creat o infrastructură care este în permanentă creștere în ceea ce ține de serviciile care sunt oferite tinerilor în diferite domenii, extracurricular, non-formal, ocuparea timpului liber și tot așa mai departe. Mă bucur că sute de voluntari ne-au ajutat să depășim mai multe provocări care ne-am confruntat în ultima perioadă. Este vorba și de criza COVID, este vorba și de criza refugiaților. Asta dă dovadă despre faptul că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte responsabili și implicați în activități care țin de ordin civic. Mă bucur la fel că spațiile care încă mai ieri, câțiva ani în urmă, arătau absolut dezastruos, au devenit spații în care tinerii vin pentru a comunica, pentru a socializa, pentru a interacționa, pentru a învăța, pentru a deprinde noi capacități, cunoștințe și pur și simplu pentru a petrece frumos timpul liber. Vrem ca oamenii care sunt implicați, oamenii cărora sunt oferite aceste servicii, să crească atât ca număr, cât și din punct de vedere a calității propriu zis. Noi vă dorim mult, mult succes, suntem siguri că veți crește și numărul persoanelor care au fost informate în comparație cu anul trecut, este vorba despre cifre de peste 20.000 de tineri. Și la fel ca și toate celelalte proiecte care le desfășoară centrul de tineret, pe care le desfășoară primăria împreună cu direcția, dar și fiecare dintre tinerii care sunt din mijlocit implicați, doar vor deveni mai bune în acest an, dar și în perspectivă. Cel puțin asta este dorința noastră a tuturor, ca toate aceste lucruri să avanseze în pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc baftă în tot ceea ce faceți. Vreau să-i ofer cuvântul și domnului Andrei Pavaloie, șeful adjunct al Direcției Generale Educație și Sport. Bună ziua, domnule primar general, bună ziua, stimați tineri, colegi, felicitări, domnul Grecu, că și în acest an avem deja a doua ediție a Centrului Mobil de Tineret. Este un serviciu viabil care și-a demonstrat abilitățile și succesul prin acești tineri deosebiți care s-au implicat și în anul trecut, dar au fost în număr mult mai mic din câte cunoaștem și din câte ținem minte. În acest an, iată că numărul voluntarilor este mult mai mare decât în anul trecut, iar serviciile centrelor de tineret vor fi pe spațiile urbane, în parcuri, în zone amenajate, astfel încât fiecare dintre tinerii care, iată că iese încet, încet în vacanța de vară, în sezonul estival, vor avea posibilitatea să practice toate acele servicii care sunt oferite de către Centrul Municipal de Tineret. Și vreau să zic că recent am fost în una din cele mai mari universități ale orașului și cele mai multe întrebări pe care mi le-au dat studenții de acolo au fost cu referire la centrele de tineret și serviciile pe care le oferă centrele de tineret, cu atât mai mult că în ultimii 2-3 ani de zile numărul centrelor a crescut, iar
foștii absolvenți ai liceilor noastre care au participat la activitățile dumneavoastră ale centrelor sunt deja studenți ai universităților și acum cumva credeau că au rămas ai nimănui și nu au posibilitatea să se implice. Le-am spus că până la 35 de ani, dar noi îi primim și după 35 de ani, pot veni la noi, pot veni pentru participare în toate programele care le avem noi, dar în același timp și cu propuneri de programe noi, programe poate bune pentru studenții care avem în municipalitate. Felicitări și să aveți parte de o vară fierbinte cu adevărat. Mulțumim! Ne vedem pe străzile din oraș și vă invităm de fapt să vă alăturați și să vă apropiați atunci când vedeți voluntarii noștri implicați, pentru că urmează să promovăm toate proiectele și programele care le implementează centrul și primăria municipiului Chișinău. Urmează să vorbim despre, inclusiv despre programul de startup, toate programele care le implementăm acum în derulare. Succes și ne vedem!